Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, o întrebare care s-a revit poate în cugetul la multora dintre noi. Ce înseamnă ați lua crucea și a-L urma pe Hristos? Sfântul Apostol Pavel a răspuns la această întrebare prin pericopa apostolică ce s-a citit astăzi de la Galateni, capitolul 2, versetele 16 până la 20. În versetul 20, Sfântul Pavel menționează limpede clar ce înseamnă a-L urma pe Hristos și a-ți lua crucea. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Mergem de acum la Părintele Stăniloae, în chipul evanghelic al lui Hristos, o lucrare dragă inimii mele și nu numai, unde Părintele Stăniloae tălcuiește foarte frumos urmarea lui Hristos, ce înseamnă a fi pe urmele lui și ce înseamnă a fi ucenic al lui Hristos. Vorbind de Iisus, tălcuiește Părintele, vorbind de Iisus ucenicilor săi, înainte de patima sa cea mântuitoare și înainte de spălarea ucenicilor, înainte de cina cea de taină, înainte de spălare pe picioarea ucenicilor, spune Părintele Stăniloae că venind Iisus cu ucenicii în foișorul unde avea să aibă loc cina cea de taină, a voit mai întâi să le dea ucenicilor cea din urmă dovadă a iubirii sale slujitoare. Expresia iubire slujitoare, nu o iubire pătimașă care stăpânește lumea în ziua de astăzi, nu iubirea cea plină de patimă și de nesens duhovnicesc, ci iubirea aceea care aduce viața cea veșnică. Deci, iubirea slujitoare și le-a dat această dovadă ca pildă lor și urmașilor, spălându-le picioarele. El o făcea aceasta știind că a sosit ceasul să se aducă, auziți aici, jertfă Tatălui, dar chiar prin aceasta Tatăl îi le dă lui toate. Deci, reluăm. Iisus, Părintele comentează și spune că Iisus se aduce jertfă Tatălui, dar în același timp Tatăl îi le dă pe toate lui, Fiului. Deci te dăruiești, Iisus se dăruiește, dar în același timp le primește pe toate. Și acum o expresie, o frază extraordinară, care atunci când mi-a căzut sub ochi, a rămas așa surprins, adânc duhovnicește. Spune Părintele, jertfindu-se pentru toate, le are pe toate. Aici e cheia. Aici este cheia urmării lui Hristos. Jertfindu-te pentru toate, le ai pe toate. Hristos s-a jertfit pentru toate, pentru întreaga omenire, le are pe toate. Și crucea, și împărăția, și toate le-a luat și ne le dăruiește nouă. Și noi așișderea Lui, dăruindu-ne, le dobândim pe toate. Și zice mai departe, dar o arată aceasta și prin ultim act de slujire. Îi slujește pe ai săi sau și îi face ai săi slujindu-i, auziți, și îi face ai săi slujindu-i. Iisus pe ucenicii îi face ai săi slujindu-i pe aceștia. Și jertfindu-se pentru ei, toate au fost ale lui prin faptul că le-a creat ca Dumnezeu cuvântul și pe toate le-a recâștigat
după despărțirea de el, prin jertfă și le duce la Tatăl. Într-un cuvânt, dragii mei, dacă vrem ca să fim următori ai lui Hristos, nu trebuie să ținem la cele ale noastre. Pentru că Evanghelia, ați auzit cât de frumos ne-a vorbit nouă și ne-a spus că oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Marcu, capitolul 8, versetul 34, a doua parte a versetului. Și continuă Iisus, că cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Deci viața aceasta, pământească, trupească, la aceasta se referă, viața plăcerilor, o va pierde. Pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va afla, o va scăpa. Că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Vedeți, noi ziua de astăzi punem accent pe partea aceasta materială. Și vrem ca să trăim mult, vrem ca să avem de toate, dar uităm de ce e mai valoros, de suflet, de valoarea sufletului. Că ce-i folosește omului, spune Iisus, să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Și încheie Evanghelia de astăzi, că cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu Sfinții Îngeri. Ce avem de făcut? Slujirea, ștergarul. Sunt niște versuri deosebit de frumoase cu ștergarul. Când se spune că, știți, e greu ca să slujim, ia tu ștergarul și slujești, ia altul celălalt. Tu că ești mai tânăr, poate tu că ești mai bătrân, poate tu că ești mai apropiat de Iisus, dar vedeți ștergarul, toți trebuie să luăm ștergarul slujirii a aproapelui. Aceasta înseamnă a-L urma pe Hristos. Cine își ia în serios viața sa și cine își dă seama de valoarea sufletului, acela nu precupețește nimic, ci se silește și se pune în slujba aproapelui. Căci dacă am pierdut sufletul, am pierdut totul. Căci nimic nu-i mai valoros ca sufletul omului. Și închei, repetând cuvântul Părintelui Dumitru Stăniloae, jertfindu-se pentru toate, le are pe toate. Jertfându-ne pentru toate și pentru toți, punându-ne în slujba aproapelui, și aceasta nu înseamnă altceva decât iubire, dăruire, să știi să slujești, să știi să te faci slujitorul tuturor, dar acea slujire care țâșnește din iubirea lui Hristos. Atunci le ai pe toate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem lucrul acesta și să nu ne fie teamă niciodată de cruce, căci crucea e dovada dragostei lui Dumnezeu și asumată de noi este puterea lui Hristos, că în acea slujire, în acel ștergar al slujirii, îl găsim pe Hristos, care transformă în felul acesta lumea într-un paradis. Slujirea aproapelui, dragostea, bunătatea, viața din satele noastre de altă dată, cât de frumoasă era. Dacă îți prisosea un pumn de făină, știai să-l dai. Dacă la vecinul nu-i ajungea unde lemnul, știai să-i dai. Și tot așa. Dacă auzeai că cineva e bolnav,
te duceai să ne îngrijești. Aceasta e slujirea. De aceea, crucea, căci aceasta înseamnă cruce, asumată de noi, nu este altceva decât puterea lui Hristos, care transformă lumea într-un paradis, spune același părinte Stăniloae. Și crucea este poarta tainelor, este hotarul dintre păcat și virtute. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem valoarea crucii, căci crucea nu înseamnă nici tristețe, nici povară, crucea înseamnă bucurie și trăire în Hristos, înseamnă cunoaștere și gustare a împărăției lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.